Caduce și vorba de Dacia, ești, te simți bine? Până acum, da. Până acum, da. Vreau totuși să... îmi faci o surpriză. Îți fac o surpriză, Mihai, dar vreau să abordăm situația cu umor și să nu fim foarte duri. Citesc eu, da? Tu, vreau să asculți, Mihai. Nu uit pe poze, nu. Vreau să asculți, da. Test drive Dacia Logan TC, da? 90 CVT. Bun. Dați câte una să ajungă la toată lumea, da? Păi poți să-ți cumperi tu o mașină nouă de 14.000 de euro. Stai să vedem, că nu știu dacă poate spune. Noua Dacia Logan va fi, fără dubii, best-sellerul anului în România. Așa cum e Logan de când a venit pe lume. Bă, best-seller e. Hai să nu. Ai pe promotor, credeam că ești pe grupul de talibani. Nu. Stai, hai că citesc tot asta. Citește-te. Am luat la test drive versiunea de top. TC, mă rog, cu transmisie automat. Da. Echiparea confort. Da, mai sar peste ele, deci, băi, mai sar, da? Uitați, Mihai, vreau să ascult, te rog, eu nu citi. Mă uit și eu așa. Uitați tot ce știați despre Dacia Logan. Nu mai este valabil. Dacia a dus cel mai vândut model românesc la nivelul următor. Motorul nou, transmisie nouă, dotări motorul noi și lista poate continua. Așa. Mă rog, da. Eu doar să ascultăm acesta și pe urmă încheiem emisiunea. Doar o ascultăm, că fotografiile prezentate în toamna anului trecut au făcut valuri. Valuri face acum Logan și pe stradă, unde oamenii întorc capul după ea. E de lux, calitate. E mașina, cum cumva autorul articolului verbalizează gândurile oamenilor. Sunt doar câteva dintre complimentele primite cu un aer de cu un aer de superioritate în trafic. Merită menționat că s-a întâmplat în trebuie să fiu pregătit. Eu am mai citit, dar trebuie să fiu pregătit să citesc aici. Hai, mă, Mihai. Citește acum de apucat. Merită menționat că s-a întâmplat în timp, mă rog, scrie o greșeală, ce aștepta cu minte în blocaj între un Maserati Ghibli și Mercedes-Benz G63. Așa că, oglindă oglinjoară, cine e cea mai mașina anului 2021 din țară? Da, ați ghicit. Poate vă întrebați, bă, o fi Ghibli, o fi Mercedes. Dacă întrebi cum arată Ghibli, nici eu nu știu prea bine. Continuă. Logan are acum, în echiparea standard, faruri LED pentru poziții, fază scurtă și lumini de zi. Aș face o paranteză, ce alte mașini au de 30 de ani. 20. Mă rog, 20. Așa, fază scurtă și lumini de zi, care imită forma literei Y. Eu făceam forma literei M, de la Mioveni. Da, dar normal că de la Mioveni. În care vedem în scrisul Dacia. Băi, tehnologie, au făcut. Ce a lor. Nu mai scrie pe nicăieri așa. Da. Ca să știm cu cine avem de-a face, da? Arată în realitate mai bine decât în fotografii. Și asigură mașinii o atitudine sigură pe sine. Sub ele, proiectoarele de ceață. Între ele, logo-ul uriaș al brandului românesc. Bă, cât de viril sună. Stai că mai e, mai tu vei să citești tot asta? Da, păi nu. Vrei să zic? Cred că a 10 oră de... De când l-ai recitit. Dar știi ce vreau la sfârșit? Și știi când îl recitesc? Când vreau să mă bine dispun. Nu? Ce vreau să la sfârșit trebuie să dăm numele acestui distins jurnalist. Nu, că nu. Oricum îl găsiți pe site-ul promotor. A, și cred pentru că periaș la nivelul ăsta, nici pe la doamna Olguța, pe la cabine, nu găsim. Nu, dacă sunteți curioși, intrați pe promotor, căutați ăsta cu Dacia și nu. Îl citiți și voi. Dar nu, noi n-avem de zis nimic de asta. Ai început să semeni cu Vlad uneori. Logan arată robust, musculos. Ca un bodybuilder care nu a arătat niciun antrenament la sala de forță. Din profil se observă jantele amaris de 6x5 și o linie a plafonului care se alungește descendent spre un spate care, până mai ieri, era un punct sensibil la locul. Prea
prea multă tablă era reproșul principal. Acum au apărut acolo niște linii orizontale, fluide, care îi face pe cărcotaș să se răzgândească. Mai departe. Test drive noua Dacia Logan. Nu, ai sărit un paragraf. Nu știu unde sunt. Logan, uite acolo, dar unde este evacuarea? Dar unde este evacuarea? Ne-am tot contorsionat în poziții bizare ca să o găsim. Ei bine, e în lateral. Da, da, ca la clasa G. De... Nu e în lateral, este sub mașină. La clasa G este în lateral, dar la Logan... Este sub mașină. Eu o numesc, știi cum o numesc? Nu știu. Știi cum o numesc chestia asta? Nu mai pot. Deci gândește-te, l-am citit de 10 ori, de 10 ori am izbucnit. Eu opțiunea asta la deci, Dacia cu promotor, sub... vă mulțumesc. Deci, vorbesc serios. Astăzi am avut o zi grea, eram obosit. Deci eu vreau să vă mulțumesc. Stai să mă vadă, stai. De pe tine, mai apar și tu. Stai nu, să mă vadă. Așa, nu-mi lua articolul. Nu, imediat, Mihai. Vă mulțumesc. Am râs cu lacrimi. Cum să zic? Nu, la deci Costel, la Vio, la Teo, la ăștia, n-ai avea cum să râd. Ce? N-ai mă cum. Hai Mihai, deci eu nu pot de râs. Unde suntem? Acolo la eșapamentul. Ei bine, în lateral e, da, ca la clasa G de la Mercedes, eu dar nu la vedere. Eu opțiune, eșapament să moară soacră mea. Înțeleg. O las mergând, geamurile crăpate și doamna în spate. Cum o fi noroc. Da. Când mă apropii de mașină, ea detectează cheia. Bă, te-ai fi gândit la treaba asta în 2021, să ai așa tehnologie? Detectează cheia transformată în card. Nu e săpunieră, nu e card. Deschide portierele. Când plec de lângă mașină, se închide singură. Băi, n-ai ce să mai zici. Dar încă n-am de gând să plec. Îți mulțumim, că dacă plecai, probabil se închidea articolul și nu era bine. Pentru că de anul acesta sunt dotări obligatorii la vehiculele comercializate pe piețele Uniunii Europene, așa, Logan a primit frânare automată de urgență și buton pentru apelarea numărului de urgență în caz de accident. Dotări apărute acum 13-14 ani. Bun. La bord se regăsesc scaune noi cu tapiserie confort, deci nu orice tată. Moneda vădă domnul Paul. Din aprilie 2021, noua Dacia Logan va putea fi configurată și cu scaune încălzite. Ce ți-ai putea dori mai mult, române? Nu, nimic. Apar inserții din material textil plăcut la atingere în bord și pe cotierele din portier. Scaunul șoferului este reglabil și pe înălțime și volanul și pe înălțime și volan. Auzi, facem o paranteză. Așa. Zi. Articolul ăsta cred că este broșura de prezentare a mașinii. Nu pentru știu. Că dacă scriam broșura scrisă de producător, era normal. Să, dar într-o publicație care printre cele mai importante din România, e, hai mai departe, zi mai departe. No. Stai puțin. Pentru confortul celor care iau loc în spate, lungimea și ampatamentul au crescut. Sunt geamuri electrice și acolo. Și tot cei din spate beneficiază de prezența unor măsuțe montate în spătarele scaunelor, în care și-au... făcut loc și suporturi de pahar. Oricum mi se pare că pe timpul nopții butoanele de acționare ale geamurilor electrice de pe la pasager și de la ușa din spate nu sunt iluminate. Da. Cum se conduce? Hai să mai sărim că trage întrebarea la care toți vor răspuns. Haideți să vedem cifrele. Wow! Ia, accelerează de la 0 la 100 de kilometri în 13,8 secunde. E o evoluție. Și atinge o viteză maximă în 170... Dacia 1410, așa, 100... zâmbetul lui Iliescu, așa? Prindea 100 pe rând vreo 16 secunde, zic eu. Dacă bă, e evoluție. E o 40 evoluție, 2 de secunde, ani. E o evoluție, da. Aici cu autostradă, aici citește că... La viteză de autostradă, Logan este mai rafinat, mai silențios. A dispărut vijelia produsă de rezistența la vânt. Fost înlocuită pentru... de una de uragan. Pentru că Dacia a fost generoasă în privința antifonului capilele. Băi, vă mulțumesc, promotor. Așa. Bordul arată însă la 130 de kilometri la oră 7,4 litri pe 100 de kilometri. Lucrurile stau mult mai bine pe drum național. Alternând între 70 și 100 de km la oră, cifrele din bord sunt undeva pe la 6 litri.
Of, CVT, sunt literele care schimbă totul. Test drive. Bă, nu mai pot, Mihai. Eu am impresia că dacă citim de la preț, până... De la preț, te rog eu. Acolo, uite acolo. Uite acolo la sfârșit. Uite, la mai jos, mai jos, 4, mai jos. Mai... A, da. Cât costă? Și haide să vedem, da. Dacia Logan așa pornește de la 12.950 de euro. Pornește. Dar mașina de test costă aproape... Cât, mă? 15.000 de euro de... Asta cu cheia care... Da, pe da, asta, da. Cu toate tehnologiile ăștia de 20 de ani? Da. Bun. Cum am ajuns aici? Bună întrebarea. Am pus... Așa. Deschid o fereastră nouă. Așa. Deschid o fereastră nouă de browser. Așa. Și scrie fiat.ro. Live facem treaba. Eu. Hai să scriu Fiat România. Ia. Fiat.com.ro. Așa. Oh. Ce făcut jo? Deschide, te rog eu, Fiat Tipo. Păi Mihai, de la 9900 și deschide-mi, te rog, această mașină. Dă click pe ea acolo. Hai. Bă, și ziceam, dar cred că împărțim, că o făcurăm de oră, cred că împărțim. Îmi faci, tai bucata asta. Asta fac, da, asta o facem separat, e o bonus. Exact, bun. Așa, Mihai. Așa. Prima mare diferență. 5 ani garanție, nu? Nu, nu, nu. Acest Fiat Tipo este dintr-o o mașină dintr-o clasă mai mare. Ea este o compactă. Nu este o mașină de clasă mică. Da, bună observație. Bun. Așa. Dă-i să vedem cât costă cel mai scump. Păi stai, mă, Mihai, că mă, ăștia cu site-urile lor solicită oferta. N-au preț pe aici, pe nicăieri, pe undeva? Bă, solicită oferta, a. Trebuie să stăm. Să... Bă, trimite-ți-ne dacă cineva de la Fiat. Deci oricum, care pleacă de la 10.000. Da, uite, păi nu, Fiat... Și Dacia pleacă de la 12.000. De la 12.000, păi eu, așa zic ei. Deci cu 10.000 scumpere o mașină făcută în Iran sau unde fie făcută în Turcia, mai mare. Că are, nu știu ce, motor de drăjdiță, nu e la banii ăștia, nu poți să ai o mașină cu motor performant, cu sute de cai și așa mai puternic, sau cu cine știe ce dotări. Dar cumperi o mașină mai mare. Punct. Da, nici nu știu ce să zic. Adică a zice ceva în apărarea Daciei, dar treaba asta m-a luat prin nepregătite. Că eu credeam că... Sangyong, te rog, scrie Sangyong.ro. Dacia n-are ofertă, Mihai. Dacia n-are rival. N-are rival în România. Scrie Sangyong.ro. Eu îi rog pe domnii de la promotor să facă un articol în care să explice cum poate un producător, ca Fiat, ca Sangyong, să producă în niște țări mașini mai ieftine decât cele produse în România. Ca Tivoli, da? Nu. Păi, că Tivoli de, păi nu altceva. Dă-i sus la modele. Așa? Uite deasupra. Uite acolo, pagina principală în dreapta modele. Modele. Bun. Hai să găsim una mai micuță așa mai... Păi asta e Tivoli, ca alta... Mai mică ca Tivoli nu, bă, o din aia. Nu, no, Mihai, asta e. Am o Tivoli, că dacă e mai mare e un bonus, nu? Că așa da, dă-i Tivoli. Ia să vedem. Tivoli design, la 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 la. Hai cu prețurile, băieți. Faci tehnologie. Prețuri, băieți, prețuri. Ia uite aici, uite aici. Așa. Motoare, pachete opționale, motoare, pachete 14.190, văzut eu. Da, văd, uite aici. Standard. Dar, din nou, este o mașină din altă clasă decât Loganul. Este altceva. Păi, da, mă, o fi standard, dar haideți să vedem închide. Acum. Lasă, poate... lasă. Da, bine, dacă închide. Aveți... Nu. Închide și scrie Renault.ro. Cosmin, te-ai uitat pe site-ul de la Renault. Ți-apare în istoric. Păi, Mihai, cu, na, nu facem și noi. Pe Renault România. Și dă-i pe automodele pe acolo pe unde au ea. Nu promoții. Dă-i pe așa, dă-i în jos să vedem modelele. Da, uite Clio. Clio. De la 12.400. Băi, Clio l-a prezentat de... Da, e Clio. E Clio, da. Deci Clio pleacă de la același preț cu Dacia. Nu Mega, nu, dă-i nu, pe Clio. Nu, pe asta. A, vrei să dau aici? Dă-i pe Clio. Bun. Bă, văd eu bine. Deci Clio are același preț cu Logan. Da, Mihai, dar are doar 20 ce vrei. E în... Mai scrie așa.
Ai, numai că au priceput oameni. Mai gândit la un producător. Nu exclus corean. Ia scrie Mazda.ro. Bă, nu, hai că mergem prea departe. Să zicem Kia. Păi nu, că nu vreau în corean. Ca să am făcut italian, am făcut sanghion corean, să facem și un japonez. Scrie Mazda. Bine, hai că deschizi și asta la și Mazda. La Kia te sperii deja. Mazda. Hai să vedem modele. Stai să vedem. Accept. Trebuie să ne uităm la Mazda 2. Mazda 2. Da, de la 14.000. E mai scump, dar deja păi, Mazda stai puțin, stai te bucur puțin, de cu ăștia totul au, alte... Păi da, ăștia n-au așa o grămadă de opțiuni. Mazda 2 știi că au două, trei opțiuni. E posibil ca asta să aibă și asta faruri cu litera Y, să aibă... Hai, mai facem una, scrie Ford.ro. Bă, stai mă puțin, hai să, dacă toți suntem, hai și la Kia, că hai, mă, și la Kia. Ne dau hai, mașini, hai. Sunt niște băieți foarte ok, hai să vedem și modele de la Kia, de ce? Uite aia îmi place mie, e-Niro, da, e electrica și e foarte scumpă. Kia, Sidum. Kia, nu, că Sidu e din nou compact, dă-te și pe Sid. Păi da, de ce, că na, până la urmă, ce se întâmplă aici? Hai să... Ia vezi unde este rubrica de prețuri. Prețuri. Cât costă cea mai ieftină? Preț fără TVA. Cu TVA 17.000. Dar deja ești în clasa compactă, ești o clasă... Nu știu cum se... Kia Soul, nu știu cum se numește aia mică. Kia... De pe modele, le vedem în poză așa. Nu am să numește un Kia mic. Uite-mă asta. Nu asta nu zici? E, nu că e-Soul e electrică. Picanto... Ia de Picanto. Da, Mihai, asta e prea mică. Logan e mare. Păi, na, oamenii așa... Dă-i la prețuri așa de curiozitate. Bine, hai să vedem. 10.000... Păi dai puțin, deschide-mi așa o poză, să văd cum arată, că nu mă interesează personal niciodată o mașină din asta. Da, așa, am zis pe... Măi, uite-mi. O mașină. Da. De 10.000 de euro. Bun. Să-i rugăm din nou pe toată presa auto care ne urmărește să ne explice și nouă, științific, economic, cum este posibil să fabrici mașini în... lumea întreagă la același preț cu cele din România. Că în Corea nu e Republică Bananieră, în Turcia nu e Republică Bananieră, nu mai contează. Mai ziceai de unii. Ziceai Ford! Că... Ford, mă, da, păi nu, bă, trebuia să începe cu Ford, că ăștia sunt ai noștri. Sunt de aici, de la noi. Ford România, stai că... Fiesta. Ford Fiesta, da, acceptă, stai. La Ford n-ai intrat pe site, că n-ai... Rabla 2021, haideți coadă la Ford. Showroom, nu? Hai showroom, aici. Modele. Hai mă. Fiesta. Nu punem EcoSportul, că EcoSportul e o aiureală. Păi na, nu știu ce am ales aici. Ia de Fiesta aici, vedem prețuri. Toate versiunile, dă-i înapoi, mai sus, mai sus. Ia vezi, cu TVA 14.150. Băi, da. Probabil ăsta este... Truck Line. Ăsta e fără și ăla e cu. 14.150 cu TVA. Da. Păi stai că nu știam, nu știu, la Dacia prețul cum era. Păi nu scrie în articol că e 15.000 full. 12.000, preț la Dacia e de la 12.000 la 15.000. Păi da, da. Poate era fără TVA. Păi și noi facem aici... Nu, e cu TVA 15.000, nu. Ia. Care costă aproape 15.000 de euro. Cum am ajuns aici? Da. Pot să plec. Vreau să mă duc să-mi iau rabla mea de mașină. Să aștept un milion de abonați, să-i dau foc. Da. Asta este România. Producem o mașină cu tehnologiile și cu dotările anilor precedenți, cu același preț cu care vin, producem și Renault Clio, adică un frate mai stilizat. Da. Și cu prețurile apropiate, chiar asemănătoare cu ale concurenței, fabricate în alte părți ale lumii. Bă, Mihai, e clar că Dacia și-a schimbat targetul de clienți. Asta e clar. Nu-i mai țintește pe cum să spun eu, să fiu drăguț și să nu fiu nici înjurat. Cum să spun? Pe oricum o să fii și... Și înjurat, da. Bă, acum Dacia intră și ea într-o concurență așa cum ar trebui. Să fie. Păi ți se pare că poate concura cu celelalte modele? Acum vedem testul. Ăsta e un test adevărat pentru Dacia. Abia modelele din 2021, să vedem. Ăsta o să fie testul suprem al Daciei. Să vedem
câtă lume mai cumpără mașina asta. Bă, Dacia avea succes, da? Dacia a avut succes, dar nu cu prețurile astea. Exact. Nu înțeleg ce s-a întâmplat. Nu înțeleg de ce le-a urcat. Aici este nedumne. Nu înțeleg de ce clientul Dacia era interesat să se deschidă. Bă, voi știți care e clientul Dacia? Știm cu toții. De ce? E interesat clientul Dacia să se deschidă ușa când te apropii de ea? Cu cheia în buzunar? De Y-ul din faruri? Nu. Nu. Clientul Dacia e interesat de consum în primul rând. Atât. Consum, de funcționalitate. Funcționalitate. De trăinicia unui lucru simplu. Și de trăinicia, exact. Pentru că tocmai simplitatea asta îl făcea mai trăinic. S-ar putea cumva să știi că prin chestiile astea făcute de Dacia să se autosaboteze cu grupul Renault. Posibil, nu știi, zic. Pentru că oferă același lucru ca și Clio. Da. Bine, că la Clio sunt mai multe opțiuni. S-ar putea să fie și motorizările mult mai multe motorizări, mă rog. Ca idee, are o grămadă de concurență și au văzut. Ba chiar Fiat Tipo de la 9000 pleacă. Deci, ce să mai acel Fiat Tipo, care mi-l doresc din tot sufletul să-l filmăm, nu l-am prins niciodată, decât în realitate. Bă, da, e o mașină blamată. Doamne că e Fiat, doamne că e totul prost la ea. Eu am avut Fiat, n-a fost nimic prost la el. Am fi serios, când a făcut un Fiat mașini proaste. Bă, cum să zic? Fiat are o experiență în a face mașini. Și cumperi o poveste cu Fiat. Știi care e deranjul meu? Bă, iei o mașină, o cumperi la 10-a mână, o aduci în România, stai un an, nu schimbi nici uleiul, nici distribuție, nu schimbi nimic la ea și după un an te plângi că a căzut mașina. Păi nu. Și pe urmă și că ai cumpărat printre cele mai ieftine din... Păi nu că... Exact, tu te-ai dus și ai cumpărat-o pe a mai ieftină din Coteț. Printre cele mai ieftine și te-ai târguit și ai zis că... Exact. Și pe urmă te vaiți că ai avut tu, că Fiat nu știe, bă, să apropo facă mașini. Apropo de chestia asta, iar o să vă povestesc o chestie cu un prietenul al meu care cumpără numai rable. De curând, a vândut o rablă și urmează să-și cumpere alta. A unui producător premium, un model de lux, care concurează la limita prețului cu o Skoda Octavia bună. Evident, va cumpăra modelul premium de lux mare, model hârb. N-am reușit să-l conduc, să-l conving, explicându-i, arătându-i, bă, nu cumpere decât imaginea ei. Da, Mihai, bă, e un român, până la urmă face fiecare ce dorește, exact, cu banii lui, dar problema e că atunci când... 10 români, din 9 din 3 vor alege ca el. Da. Dar asta zic. Eu voi vinde Audi și îmi voi lua înapoi Passat sau Skoda. Pentru că mi-a ajuns de mărș premium, să nu mai aud. E doar o iluzie. O iluzie. Asta e. Hai, că ajunge. Ajunge, da. Vă mulțumim că v-ați uitat până acum. Nu uitați să dați like-urile, subscribe-urile necesare. La toate canalele. Și încheiere, mulțumim promotor că există și că am putut să citesc acest minunat... nici nu știu să-i zic. Că bă, dacă era brosura a producătorului, asta e, era ok. Mi-e greu să-i zic un articol. Da, mă rog, e până la urmă... Dacă doriți să citiți în întregime, puteți intra pe pagina promotor. Pe lângă multe articole bune, o să găsiți și acest articol. Bye, da. Bye. La revedere!